Sfânt, m-am întrebat, că este un cuvânt atât de larg, poate conține atâtea lucruri, atât de complex, dar atât de personal, atât cu referire la tine, atât de direct, atât de specific. Când te întrebi în viața ta dacă ești sfânt, îți dai direct răspunsul că mai ai încă de lucrat, că nu. Dacă te întrebi dacă ești mântuit, sunt situații și zici direct, da, sunt mântuit. Dacă te întrebi dacă ești sfânt, aici spui aproape direct, nu sunt. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne îndeamnă în dimineața aceasta să fim sfinți. Și m-am gândit cum este un om sfânt și în Psalmul 1 sunt două versete, primele două, că ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Așa mă gândesc eu la un om sfânt. Un om care nu se duce la sfatul celor răi, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Aș vrea să ne rugăm pentru sfințenie. Auzim deseori expresia, doar în noi îi fii tu vreun sfânt. Cuvântul lui Dumnezeu ne cere să fim sfinți. Ne rugăm pentru multe lucruri și poate să fie cuprinsă în categoria aceasta de sfânt. Dar când te rogi direct înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, vreau să fiu un om sfânt, Tu ceri aceasta. Te simți într-o altă sferă. Zici în mintea ta, vreau să fiu sfânt. Și simți și te simți în altă parte. Un om sfânt este plin de dragostea lui Dumnezeu. Un om sfânt caută părtășia în rugăciune, în post. Un om sfânt caută să fie mai asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Un om sfânt poate păcătui. O expresie spune că sfântul care știe că este sfânt, nu mai este sfânt. Marele Apostol Pavel face la un moment dat o mărturisire și zice, eu sunt cel dintâi păcătos, Sfântul Apostol Pavel, cum suntem noi înaintea Domnului. A fi sfânt, a te sfinți, sfințenia, spunea un slujitor al lui Dumnezeu, că stă în obiceiul de a-ți lega micile gesturi și acțiuni de Dumnezeu. Asta înseamnă că la fiecare pas te gândești ce vrea Dumnezeu de la mine, ce dorește să fac. Fiți sfinți, ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Vrei lucrul acesta? Vreau să fiu sfânt. Gândește-te în viața ta, gândește-te la luptele tale, la bătăliile spirituale pe care le dai. Cât ai câștigat, cât ai pierdut, cum stai cu timpul, cum stai cu slujirea, cum stai cu rugăciunea, cu închinarea înaintea Domnului, cu zecioala. Meditând la aceste lucruri, putem să mergem înaintea Domnului și să ne rugăm pentru sfințire și să zici așa, Doamne, nu vreau să mă mai duc la sfatul celor răi, nu vreau să mă așez pe scaunul celor batjocoritori, nu vreau să mă opresc pe calea celor păcătoși. Acest lucru înseamnă sfințire. Ne plecăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să ne sfințească ființele noastre, ochii, inima, trupul, faptele, tot. Amin? Amin. Haideți să ne rugăm Domnului.
Fie ca Domnul în îndurarea sa să primească rugăciunile noastre și să îndrăznim înaintea lui Dumnezeu cu cereri, cu mijlociri, știind că unicul mijlocitor între oameni și Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Și El însuși, după învierea sa, a spus: până acum n-aș cerut nimic în numele meu, are acum cereți și vi se va da. Dumnezeu să ne întărească în încredințarea aceasta. Vom slăvi numele Domnului cântând împreună și apoi fratele Radu Hășmășan va mai aduce încă un cuvânt de îndemn pentru următoarea rugăciune. Să-L adorăm, mare este Domnul nostru,
nimeni nu-i ca El, lăudați cu bucurie pe Emanuel. Amen. Slăvit să fie Domnul! Pavel spune, frați sfinți, care aveți parte de chemare cerească, ațintiți-vă privirile la marele preot și apostol al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Vrem și în această dimineață privirile noastre să fie îndreptate în sus. De acolo ne va veni izbăvirea și ajutorul. Slăvit să fie Domnul! Ne vom ruga din nou și Domnul să asculte rugăciunea noastră. M-am gândit la câteva gânduri din cartea lui Daniel, citind în Biblie. Nebucadnețar, aici în capitolul 2 aflăm scris, o visat un vis, visul i-a dispărut din minte și au chemat vrăjitorii, haldeii, cititorii stele și au zis, să-mi spuneți visul care nu mi-l amintesc. E adevărat, oamenii aceștia când s-au înfățișat înaintea împăratului au zis, spune-ne visul, împărate, și noi îți vom da tâlcuirea. S-au repetat de câteva ori și împăratul i-a spus, visul nu-l mai am în minte, nu-l mai ții minte, dar voi să mi-l spuneți. Și știm că nu putut și acești oameni au spus, ce cere împăratul este greu, nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepți Babilonului. Și spune aici, hotărârea ieșise, înțelepți începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. Și Daniel a avut cunoștință de cauza aceasta, i-a spus, ar eu căpetenia împăratului cum stau lucrurile și Daniel a fost dus înaintea împăratului. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeu cerurilor pentru această taină ca să nu piară Daniel și tovarășii săi odată cu ceilalți înțelepți ai Babilonului. Amin. Frați și surori, Daniel, când a auzit vestea, situația aceasta, n-a stat cu mâna în sân. L-a durut, era viața lor în joc, era viața lor. Și oamenii aceștia au strigat înspre Dumnezeu. Unde să meargă Daniel dacă nu la prietenii lui? Viața noastră e în primejdie. Suntem păliți să fim uciși. Cum s-au rugat ei atunci, în noaptea aia? Cum au strigat înspre Dumnezeu? Astăzi nu ne oprește nimeni, frați și surori. Putem să ne rugăm, putem să chemăm îndurarea lui Dumnezeu pentru semenii noștri, pentru cei care mor în păcat, pentru cei care zilnic pleacă dintre noi. Mor oameni cu sutele și ne-am obișnuit, treaba lor. Să ne ajute Domnul să punem inima la rugăciune, să ne doară, frați și surori, pentru cei din gănoi și Domnul să asculte rugăciunea. Eu cred că tinerii aceștia, bărbații aceștia, în noaptea aia s-au rugat cu lacrimi, s-au rugat cu foc. Nu spune Biblia câte ori s-au rugat, dar în noaptea aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a descoperit taina lui Daniel în vedere, în timpul nopții. Poate erau la rugăciune încă și Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și spune aici mai departe, pe tine, Dumnezeu, părinților mei, te slăvești și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, că ne-ai descoperit taina împăratului, slăvit să fie Domnul. Și Daniel a fost dus înaintea împăratului și a spus visul și tâlcuirea, slăvit să fie Domnul. Și ei au scăpat. Dar, până acolo, ce-a făcut? S-a rugat. O cerut îndurarea lui Dumnezeu și Biblia ne îndeamnă să aducem cererile noastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciune și Domnul să ne asculte. Ne vom ruga pentru nevoi, pentru probleme și Domnul să dea biruință. Mai amintesc o mărturie scurtă, timpul se duce, nu vreau să răpesc și apoi ne vom ruga. Poate am mai amintit
Trebuia să mă duc la dentist, să-mi scot o rădăcină. Și mă întreabă soția când mă duc de acasă: păi, tu nu te rogi când te duci la dentist? Păi eu am râs, și la dentist trebuie să mă rog când mă duc. Și m-am dus. Au făcut injecție și trebuia să urmeze procesul. Și în timp ce se chinuia doamna acolo, trăgea nici într-o par și într-alta și nimic. Auzeam povestind că rădăcina e lipită de alta, atunci nu mi-au zis nimeni să fac film, era mai de mult. Au punem, zice acolo doamna, zice, cred că trebuie operație, nu putem. Și mă chinuia, sânge, mă gândeam acolo pe scaun, aia, bună nu era rugăciunea de acasă. Dar am zis eu, și la dentist să mă rog când mă duc, frați și surori, aduceți la cunoștința lui Dumnezeu, spune Biblia, cererile voastre, nevoile voastre, problemele voastre. Și Domnul e cel care ascultă. Și am învățat o lecție, că și lucrurile mici trebuie să ne rugăm ca și pentru alea mari. Călătorim și mereu avem nevoie de ajutorul și de intervenția Domnului, că El ne păzește. Eu mă opresc aici, vom asculta cauzele și apoi ne vom ruga și vom cere îndurarea Dumnezeu cerurilor și Domnul să răspundă la orice cauză, la orice nevoie și Domnul să dea biruință. Amin. Amin, amin. Suntem îndemnați să ne rugăm și să o facem cu îndrăzneală în numele Domnului Iisus Hristos, să aducem și mulțumiri înaintea lui Dumnezeu, pentru că El răspunde. Familia Miclea, Vasile și Dana aduc mulțumiri lui Dumnezeu, cât și fraților care au înălțat rugăciuni pentru familia lor. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Familia Mateuț este din nou acasă, după perioada grea pe care au traversat-o. Dumnezeu să fie slăvit pentru că își arată îndurările sale față de noi. Să continuăm a ne ruga și pentru alții despre care știm că sunt în ecaz, se amintesc mereu și mereu nume și situații, succint, mai spunem, pentru a putea să ne concentrăm asupra cererilor, să ne rugăm pentru soratița Muntean, Domnul să cerceteze ființa sa cu îndurare, să ne rugăm Domnului pentru sora Iuliana Tecar, care are de asemenea nevoie în vremea aceasta de susținere în rugăciune, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune și pentru sora Domnica Mihuț, care, așa cum aminteam în alte rânduri, a fost planificată pentru operație, a fost amânată intervenția, acum un ultim termen este pentru data de 16, Dumnezeu să cerceteze cu îndurare pe sora noastră și să călăuzească mâna medicilor care vor interveni. Să ne rugăm pentru Mureșan Nicolae, situația cunoscută și o susținem înaintea Domnului pentru refacerea lui. Dumnezeu să cerceteze cu bunăvoință pe fratele Petrică Moldovan și peste toți cei care sunt în necaz să-și întindă Domnul mâna sa cea bună. A venit un bilet aici în care biserica este solicitată să aducă rugăciuni pentru Liviu și Andreea, care au mari necazuri în căsnicia lor. Dumnezeu să ilumineze, să-și vadă fiecare dintre ei partea și influența care o au în situația creată și Dumnezeu să păstreze familia aceasta unită. Să se îndure și de mintea și de inima lor pentru iertare, pentru împăcare, pentru înțelegere și să-și poată crește copilașii. Dumnezeu să mântuiască sufletul lor. Matei are necazuri la școală, ni se spune mai departe, Dumnezeu să îi lumineze mintea și să-i dea înțelepciune. Să nu uităm, copiii în vremea aceasta sunt într-o situație destul de interesantă, ca să nu-i spun chiar ciudată, în ceea ce privește regimul școlar. Unii sunt bulversați, pur și simplu nu se regăsesc în sistemul acesta oscilant.
Dumnezeu să păstreze generația aceasta sub controlul său și să dea înțelepciune, pricepere copiilor și să călăuzească și dascălii pentru o manieră potrivită în ceea ce privește procesul de instruire. Dumnezeu să ne asculte și să binecuvinteze inimile celor care încă nu au fost cuprinse în totalitate de adevărul lui Dumnezeu, cu lumina cea sfântă și cu credință și pocăință, în numele Domnului Iisus Hristos, să primească mântuirea. Iertarea este în dar, căci harul lui Dumnezeu a fost arătat pentru toți oamenii și El aduce mântuire. Dar să dea Dumnezeu și puterea și să stimuleze voința ca să o rupem cu păgânătatea, cu lucrurile lumii acesteia, cu tot ceea ce este strecat și vinovat și să trăim curat înaintea lui Dumnezeu, așteptând revenirea Domnului Iisus Hristos. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să ne ajute la cercetare personală pe fiecare dintre noi, să vedem de ce mai trebuie încă să ne rupem, ce mai trebuie să lăsăm deoparte și cum să trăim în vremea aceasta atât de tulbure, în așteptarea arătării Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Vă invit să vă ridicați și în poziția aceasta împreună să ne rugăm Lui Dumnezeu. Amin.
Vă invit să vă reașezați. Să aducem înaintea lui Dumnezeu laudă printr-o cântare comună, cu toții să glorificăm numele Domnului. În timpul acesta aducem înaintea Domnului în gest de închinare și darurile noastre pentru nevoile slujirii, pentru nevoile bisericii în administrare. În timpul acestei cântări invit pe fratele Marius Sâmboan și pe fratele Daniel Oros să vină aici la amvon și la momentul potrivit să fie și sunt pregătiți pentru a sluji propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, corul va avea cântările care le va aduce înaintea lui Dumnezeu și noi le vom urmări mesajul cântărilor, vorbesc, prin simțirea inimii noastre, cu atenția cuvenită și cu acceptarea adevărului lui Dumnezeu în viața noastră, adevăr care se transmite prin cântare, prin versuri, prin propovăduire, prin îndemnuri, în fel și fel de moduri Dumnezeu ne vorbește, doar noi să luăm bine seama. Haideți să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Să trăim, i-ai chemat să te slujim, înuiți de-al tău cuvânt, în purtare și în gând. Mi-ai dat orice păcat, moștenirea-mi căpătat. Thank you.
îți mulțumim, Doamne, nu te slăvim pentru harul tău și dragostea ta. Nebănuită și, cred, necunoscută suficient, este puterea mulțumirii și câștigul din această atitudine. Cuvântul lui Dumnezeu spune, cel cu inima mulțumită are un ospăț necurmat. Dumnezeu să umple sufletul nostru cu această stare de bucurie și de pace. În cele ce urmează, vom urmări mesajul transmis prin cântarea Cetate Nouă, pe care o va intona corul mixt al bisericii. În urma cântării, fratele Marius Sâmboan va da citire cuvântului Scripturilor, în care în continuare va transmite mesajul pe care Dumnezeu i-l a pus pe inimă. Harul Sfânt să ne însoțească pe toți și mai departe. Amin. Această temelie n-o strivi, nu-și mergi în zi viitor.
Dragi frați și surori, stimați prieteni ai Cuvântului lui Dumnezeu, vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să deschidem împreună Cuvântul lui Dumnezeu la Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 14, pagina în Biblie, ediția Cornilescu, 1108. Vom asculta Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 1 până la versetul 12. Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părărilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă și cine nu mănâncă să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile pentru Domnul n-o face. Cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Dacă ultima dată când am slujit aici în biserică vorbeam despre relația, sau mai bine zis relațiile care ar trebui să fie în familie, astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu aș dori să vorbesc despre relațiile care ar trebui să fie în biserica lui Dumnezeu. Mi-a pus Dumnezeu cuvântul acesta pe inimă. Și dacă privim și în capitolele anterioare, Apostolul Pavel le vorbea celor din Roma, în capitolul 12, despre, de exemplu, le vorbea despre relația pe care ar trebui să o aibă cei care sunt al lui Hristos cu Dumnezeu. Despre relațiile dintre ei cu aproapele, cum ar trebui să fie, cum ar trebui să se compoarte. În capitolul 13 le vorbea despre relația lor cu statul, cum ar trebui să fie cetățeni de încredere în locul unde i-a așezat Dumnezeu. Iar în capitolul 14, începutul capitolului și în continuare, Pavel le vorbea celor din Roma despre relația care ar trebui să o aibă ei cu cel slab. Care ar trebui să fie relația sau relațiile între membrii bisericii? Pavel spunea la un moment dat, în capitolul următor, capitolul 15, versetul 1, următoarele. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine, spunea Pavel. Cum, Pavele? Tu care ești tare, tu care ești puternic,
Trebuie să răbzi slăbiciunile celui slab? Și mă gândesc că nu este cineva aici care să spună, să gândească că este vorba despre omul slab, așa, trupește, și omul puternic, mai bine clădit, nu? Aici este de vorba despre acel creștin slab, dar să fim atenți, nu slab din cauza că ar fi căzut datorită ispitelor sau datorită păcatului și ar fi ales să trăiască în păcat, nu, ci slab datorită anumitor lucruri. Unii credeau că e bine să mânce carne, unii nu. Unii credeau că este bine să mănânce verdețuri, unii nu. Alții țineau o zi, alții spuneau, nu trebuie să ținem ziua aceea. Dar astăzi nu o să vorbesc nici despre mâncare, nici despre carne, nici despre verdețuri. Și astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, aș dori să vorbesc despre cum ar trebui să fie relațiile în biserica lui Dumnezeu. Trebuie să-L acceptăm pe cel slab? De ce trebuie să-L acceptăm pe cel slab? Și titlul predicii mele este următorul: acceptarea reciprocă este esența relațiilor armonioase. Ar fi sau este normal să fie în trupul lui Hristos relații armonioase? Este normal? Este anormal să nu fie relații armonioase în trupul lui Hristos? Adică să asuprim, adică cel, să spunem potrivit cuvântului pe care l-am citit, cel tare